Bună seara! Datorită domeniului în care activez, am ocazia să observ un trend care începe să ne afecteze din ce în ce mai mult societatea. Observ cum social media a ajuns să ne influențeze decizii mult mai importante decât cumpărarea unui produs. În Statele Unite, Donald Trump a câștigat alegerile investind de 3 ori mai mult buget în campaniile de digital marketing decât Hillary Clinton și doar jumătate din bugetul investit de Hillary în TV. Și se pare că asta a fost rețeta succesului pentru el. Imaginați-vă că în fiecare zi Trump avea 50.000 de mesaje diferite, personalizate, către audiențe cu interese și demografice diferite în social media. Și a reușit acest lucru pentru că avem cu toții încredere din ce în ce mai mult în social media. Avem încredere pentru că avem o senzație de control. Noi dăm like-ul, noi împărtășim informația prin share, o viralizăm, noi validăm sau invalidăm diverse comportamente. Este însă în spatele senzației de control și o iluzie. Și anume, cu fiecare acțiune pe care o facem în social media, cu fiecare alegere, nu facem decât să dăm algoritmului și mai multe informații despre fiecare dintre noi. Și dacă nu ne place ceva, îi dăm hide sau report a spam și ne bucurăm. Avem senzația de control din nou. Credem că l-am scos din newsfeed pe ăla. Dar de fapt, nu facem decât să hrănim și mai mult algoritmul, să ne adâncim și mai tare în bula de comunicare. Și, atenție, să nu mai vedem anumite fațete ale realității, să vedem numai ce ne place, nu este de natură să ne facă alegerile personale mai libere, ci dimpotrivă. Și am spune că nu ni se poate întâmpla nouă, da? Că ceea ce se întâmplă în Statele Unite sau, de ce nu, în Turcia, nu se poate întâmpla în România. Dar în 2014, la alegerile prezidențiale, câțiva dintre noi au avut emoții la rezultatele unei campanii care s-a desfășurat mult și pe Facebook. Iar în ianuarie am văzut cu ordonanța 13 cum știrile false pot avea un impact extraordinar, sau știri false sau pe jumătate adevărate. Jurnalistul Vlad Andriescu a făcut un experiment și a creat un cont paralel de Facebook în care a dat like tuturor lucrurilor care îi se opun ca ideologie. Rezultatul experimentului a fost să recunoască sincer că și el ar fi votat altfel dacă era în cealaltă bulă de comunicare. Așa că miza, oameni buni, poate fi într-o zi libertatea țării în care trăim, viitorul vostru financiar sau societatea pe care o lăsăm moștenire copiilor noștri. Și vestea bună este că, așa cum spunea și Octavian Paler, avem timp. Avem timp să ducem mesajul ăsta mai departe și să găsim soluții împreună. Primul pas ar fi să mă votați. Vă mulțumesc frumos!